Cei care s-au născut în Zodia Capricornului vor avea între 24 și 25 iunie o perioadă bună pentru consolidarea unor idei în plan profesional. Nu este vorba de opinii mărunte, unde mă duc eu în august în concediu și nu este vorba nici de schimbări legate de locul de muncă sau de niște mă rog, interese de conjunctură. E vorba de Decizii cu impact major pentru viața lor, pentru viitorul lor, pentru statutul lor profesional. Pe fond, axa celor două case ale comunicării este mai complicată. Destul de mult amestecă ambiguitate și reacții afective, temperamentale, în fața unor știri noutăți, dar aici e vorba de informații curente. Și o atitudine principială, onestă și pragmatică când este vorba de interesele majore personale și idealurile care îi animă. Între 26 și 28 iulie spre prânz, mecanisme care privesc viața profesională, succesul, relația cu publicul. Contextul astral nu e bogat în sugestii, nu ne oferă motive. Și argumente suficiente ca să formulăm explicit o anticipare, probabil că aceste zile vor trece în mod obișnuit, fără ceva special. Dacă se va întâmpla, atunci are legătură cu harta personală care activează într-un alt fel acest sector. Deocamdată, așa cum este el pe hârtie, este modest și nu oferă surprize. Între 28 iunie. După ora 12 și 30 iunie după amiaza, relațiile cu prietenii pot să fie grevate de o nemulțumire, de o supărare, de comportamentul cuiva care ne mulțumește, enervează, irită, exasperează. Diferitele trepte ale enervării, în funcție și de natura acelor gesturi. Pot să fie gesturi mărunte, o impolitețe, pot să fie gesturi care trădează o lipsă de caracter, în fine. Altele pot să nască și conflicte. Din 30 iunie, după ora 18, deci ulterior, pe 1 și 2 iulie, luna va străbate casa 12-a și nu va fi un factor fundamental răscolitor pentru cele două secvențe zodiacale ale sănătății. Teoretic, luna în nu poate decât să dea ceva mai multă vigoare interioară, la nivel psihic, la nivel mental. Săptămâna însă oferă alte motive interesante asupra cărora ne vom opri și anume tripleta Marte, Venus, Lună neagră, în leu, în casa opta, bani bunuri, obținute sau rezolvate în relația cu oameni și instituții. Pe fond, e vorba de lucruri neplăcute. Poate să fie vorba și de un conflict asociat acestor interese care trenează de foarte mult timp. În alte cazuri, până acum, cum s-ar zice până mai ieri, nu s-au certat, n-au intrat în dispută, dar nu-i timpul trecut. Pot să o facă foarte bine de-a lungul acestei săptămâni, când aceste planete se vor afla ele între ele în relație de conjuncție, la grad perfect, și apoi ele, toatele în cuadratură cu Uranus. Și atunci avem de-a face cu o situație destul de complicată e și vorba de două quadraturi la grad perfect. Intră în joc casa a cincea și pentru că nu-i vorba de dragoste și bani, ci de copii și bani, poate să fie o turnură în care să intre în joc un copil, interesele copiilor, atitudinea unui copil, depinde și ce vârstă Una e să aibă copilul 7-8 ani, alta e să aibă 25 sau... 40 sau 50. Este vorba de pretenții sau de opoziții la niște decizii și soluții pe care le poate lua un nativ din Capricorn. Dar să spunem că aceasta este o chestiune de rangul 2. Nu e particulară, dar e de rangul 2. De rangul 1 rămâne conflictul viguros, rămâne latura neplăcută, latura conflictoană care poate că e legată de un proces, dar poate să împingă spre un proces prin nerezolvare și acutizare. Mai presupune un joc, l-aș denumi așa, de-a dreptul diabolic, între a avea și a pierde în ultima clipă, între a nu avea și a câștiga ceva în ultima clipă. Este un joc perfid care presupune atenție și experiență de viață și o minte speculativă și o înțelegere a contextului și o pregătire pentru viață, pentru tema um, respectivă financiară, dar mai presupune și o uriașă tărie de caracter, multă stăpânire de sine și luciditate spun toate acestea ca ce implicați să își regrupeze forțele dacă se pune o astfel de problemă. Nu se pune, nu se pune. Înseamnă că sunt niște oameni fericiți și n-au nici ceartă, nici motiv de câștig, nici motiv de pagubă. În sfârșit, mai există o problemă. De curând, soarele a intrat în casa a șaptea relațiilor parteneriale, iar pe 27 iunie, Planeta Mercur va intra la rândul ei în casa a șaptea, relațiilor parteneriale. Va rămâne în zodia racului care controlează acest sector până pe 11 iulie. Împreună cu soarele vor dinamiza tot ceea ce înseamnă dialog. Putem să-i spunem de înțelegere, dar nu e acolo niciun strop de înțelegere nu e vorba nici de un conflict deschis cu certuri și pumni împărțiți și mese răsturnate ca în șapte mirese pentru șapte frați. Este cu tot o altă conjunctură. Este vorba de o rezistență mocnită, tacită, îndărgită, de o ostilitate greu de risipit sau de deturnat, manifestate de unele persoane. Și toate acestea se pot vedea în cazul unui proces, fie el și de divorț, de partaj, orice fel de temă procesuală. Ambiția este majoră, incapacitatea de a negocia, de a înțelege, de a gândi și de a analiza celuilalt. Cel născut în Capricorn se rovește de un zid, nu-l poate face pe celălalt cu care e dispută sub nicio formă de ceva nu care îl interesează sau îi convine lui. Nu îl poate convinge de evidență. Acolo există o bruscă creștere a nivelului de incompatibilitate. Nu se pot întâlni, nu pot discuta, nu se pot asculta unul pe celălalt, nu se pot înțelege, nu pot înțelege situația, nu pot acționa coerent. Lasă că nota generală nu-i deloc superioară, e dovadă de multă limitare în gândire, de multă neînțelegere. Sfârșit, mai sunt și alți termeni, dar nu vreau să deranjez niște urechi. Sunt oameni cu înțelegere modestă și cu o reprezentare aproape nulă asupra unor fenomene și evoluții sau proceduri juridice sau consecințe, fie ele și materiale, fie morale, fie personale. Din acest punct de vedere, cei născuți în Capricorn încep să se confrunte cu o situație. Nu pot să zic că n-au mai întâlnit-o. Depinde. Ori mai fi întâlnit-o. Dar resursele lor sunt acum precare. Nu au sprijin dinspre familie pentru că acolo e Chiron, loc de lezare. Și altă îndărjire, altă limitare, altă surescitare. Iar aceste două planete reprezintă de-a drept o încercare. Și cred că e o încercare karmică pentru că are legătură cu zodia racului. Este indicat. Să nu-și consume argumentele, nici sănătatea, nici nervii, până la sfârșitul lunii iulie. Oricum nu vor rezolva nimic. Pentru o simplă informare și evaluare a situației este suficientă o întâlnire sau relatarea onestă a unui delegat, a unui personaj care are mandat din partea celui născut în Capricorn să vadă despre ce e vorba că este notar, că este mediator, că este avocat, că e specialist, că e expert, că e rudă, nu mai contează. Intrarea în conflict direct în dispută cu astfel de persoane este o capcană pentru că nici pe departe să netezească drumul sau să rezolve, îl acutizează, îl radicalizează, sporește gradul de ostilitate și de ambiție și împinge spre ceea ce se cheamă ultima soluție, adică ne vedem la tribunal. Și s-ar putea ca cei născuți în zodia Capricornului să nu dorească acest lucru. Cel mai puternic impact îl va avea această ipostază astrală asupra celor care se află în divorț sau care vor intenta acțiune de divorț în această perioadă și care vor descoperi în partenerul de viață încă Partenerul lor, un om pe care nu-l știau, o transformare bruscă, și vor constata că se luptă cu un necunoscut, că acela nu mai e Petrică sau Georgică sau Ioana sau Maria, ci este altă persoană transformată brusc în momentul declanșării acestui conflict. Aceasta este, mi se pare, cea mai importantă secvență a perioadei pe care o analizăm, lasă că este și pe o casă esențială, casa a șaptea. După cum, tot ceea ce se petrece din punct de vedere material pe casa a opta are o altă evoluție, una stridentă, una clocotitoare, una greu de astupat sau de domolit sau de stins și pentru asta trebuie să fie din nou pregătiți să rezistem, Aici e conflict la care trebuie să se implice, nu cum să se extragă.